Eu sabia. Senta. Nu intrați cu tricai, Silviu. Dai că intrați cu atâția cai, nu facem nimic. Se întoarce și lovește un om. Avem în arenă pe Kiwi cu calul pe unel. Reprezentantul Săsarului. Aplauze pentru acest frumos armăsar. Aplauze și pentru Kiwi. Cred că o mânca Kiwi mălac. Mulțumesc, domnul Kiwi. Următorul. Pop Aurel. Un exemplar deosebit. La pas, la pas. La pas. Încercați să mergeți la pas ca să apuce lumea să vadă. Mulțumim frumos. Premierea o face domnul primar Cicel de la Dumbrăviță. Aplauze, aplauze! Merită un exemplar din ăsta aplauze! Moisa Silviu. Următorul Moisa Silviu. Un armăsar sur. De 3 ani și restul zilei. Proprietar Moisa Silviu. Elegant. Aplauze. Hai că vin apoi. Domnul Silviu, vă rog frumos să veniți pentru premiere. Următorul Trif Cosmin. Cu un armăsar Shark. Încet, 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 Kiwi, încet. Încet, nu lăsa să fugă calul. Două exemplare. Al doilea exemplar, tot proprietar, Trif Cosmin, îl prezintă domnul Sighe, Sita, pardon, domnul Sita, de la Ogna Șugatag. Ia uitați. Domnul primar. Domnul Petrică. Vă le dați noastră. Încet, încet, nu lăsați caii să sară. Se întoarce și din glumă lovește pe careva. Numai la pas. Aveți grijă, aveți grijă, aveți grijă. Haideți aici pentru premiere, domnul Cosmin. Aveți grijă. Caii sunt bine îngrijiți, frumoși aplauze, cam slabe aplauzele. Cu respect. Următorul șofron Dan și se pregătește Vasile de la Berbești. Șofron Dan de la Sălsig. Încet, 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 domnul Cosmin, nu lăsați calul lung. Să premieze și dânsul. Aplauze, un exemplar frumos. Aveți grijă, aveți grijă. Domnul șofron Dan din comuna Sălsig. Cu calul Iancu de 5 ani. Scris?
Ia uitați. Aplauze. O pereche de mânze frumoase. Mai încă o diplomă, mai aveți. Ia uitați. Da. Fiecare cal se premiază. Fiecare cal mănâncă și bea apă. Salutăm. Urmează domnul Mihoc Vasile din satul Mare, localitatea Certeză, cu calul Brezu de 6 ani. Domnul Doru. Urmează domnul Socanelu. Roman Antoniu. Primirea o face domnul primar de la Dumbrăviță, reprezentantul PNL-ului. Antonio, mai încolo un pic. Mai încolo. Urmează Fănel Marcu. La Fănel cred că a plecat. L-a taxat pe Silviu și s-a dus. Ciocan Gruia. Ciocan Gruia este? Ștețiu Ioan, domnul Ioan de la Berbești. Da, domnul Ștețiu, sunt prieteni vechi și... Auzi, tinere! Colaborator în drumul centenarului. Și pentru Butuza Sorin. Tinere! Următorul care se pregătește este Onișa Vasile, din Sichetul Marmației, cu ea Pastela. După care Danciu Sandu, din Tăuții de Sus. Butuza Sorin. Tinere! Hai, împreună! Sergiu, Butuza Sorin e acolo. Hai, tinere! Tinere! Băiatul! Hai! Și mai avem încă o dată Butuza Sorin, de la Cluj, cu Radu 2 ani. Onișa Vasile, primere o face domnul Flaviu Leșe. Se pregătește domnul Danciu Sandu, Tăuții de Sus. Adresa care a fost la
Hai! Domnul primar, un împătimit în creșterea cailor, aplauze pentru dânsul. Cam slab să aplaudă, slab. E foarte greu. Probabil că temperatura asta e prea cald. Vă rog frumos să veniți pentru premiere. Încet, nu lăsați să alerge. Urmează Cionca Traian din Bistrița, cu ea pasandu, Sanda de 6 ani. Gramatica asta e greu de citit. Primera va face domnul Leșe. Se pregătește și Răiuțul de la... Domnul Petrică. Dar nu știu ce vine. Șase jumătate neamuri de acolo în Remetia Păreau. Domnul Ciceu, și dumneavoastră aveți onoarea de a participa la această familie numeroasă. Stați să nu intrați până nu iese cu armăsară afară. Și nu lăsați să alerge. Numai la psul și sul. Încet. Premierea la Cumătra Coti, domnul vicepreședinte. Te rog frumos să-l țuci odată, Coti, așa? Asta se înseamnă să fii un om cu suflet mare. La anul o să ținem cont de domnul Dâncuș. Domnul Flaviu Leșe de la Rocredit, domnul Petrică, primarul de la Remetia Chioarului, unde jumătate neamurile îți împărțite, și domnul Cicel de la Dumbrăviță. Exemplare deosebite. Dumnezeu sănătate. La fel. Urmează și feciorul Bia. La mulți ani să trăiască cu mătru Sorin, la mulți ani. Să mă rugă și alții să mai filmeze, să facă concurs. De-am înainte, cu pace, cu sănătate. Asta. Următorul e Pop Gheorghe. Această pereche de cai au bătut drumul de la Șoncuta Mare până la Alba Iulia. Domnul. Deci unul. Domnule. Da, premierul o face colegul de centenar a domnului Popan, domnul vicepreședinte Doru Dâncuș și domnul director Flaviu Leșe de la Rocredit. Ia uitați, și la Radu. Mai trebuie una la face. Nu, trei.
trei dați patru. Și Fagi Daniel. Scrie și pe Fagi. Și Șogorelu. Ia vedeți, bine îngrijite, odihnite, normal că joacă. Și dacă le ești lung, calul când îi lăsa lung știe că trebuie să fugă. Dar încă o dată dovada ce înseamnă un cal care e inteligent și cu minte. Putea să calce fata. Șogoreu, te-ai cam albit la față. Aplauze pentru aceste frumoase iepe. Mulțumim frumos. Încet, nu lăsa să fugă. Ia uitați. Doamna ta. Domnul Doru. Domnul Petrică. Acolo. Bia, te rog frumos să vii încoace și care mai vine încă unul. Dai tu diplomele pentru tăți. Ăsta e urmașul de nădejde al Unicu și al Ucotii de la Bozânta. Fără zbici, fără zbici, fără zbici, fără zbici, Bia. Chiar tu? Curșa. La final o să anunț la microfon. Se pregătește domnul Sălăjan Adrian. Este Sălăjan. Sălăjan. Sălăjan Adrian din Potău. Pentru Rada Alin. Aplauze pentru domnul Sălăjan Adrian de la Potău, o frumoasă apăsură. Nu lăsați ca e lung. Și numai la pas. Aveți grijă, aveți grijă. Păstrați distanță între armăsari. Domnul Radalin de la Săsar cu două exemplare frumoase. Aplauze, aplauze. Se pregătește domnul Ponte Gabriel de la Lucăcești. Domnul Ponte Gabriel este și organizator la acest festival cu un aport deosebit. La fiecare ediție au participat alături de noi. Alături de
domnul Ștețiu Ioan, Ionuniță din Berbești, Ghemoise Silviu, Fagi Daniel și domnul Cosmin Trif. Un exemplar deosebit, aveți grijă, aveți grijă! Nu lăsa calul lung, ține scurt! Ține scurt! Haideți pentru premiere. Domnul... Domnul Bonte Gabriel. Aici. Ia uitați. Mulțumim încă o dată domnului Bonte Gabriel, co-organizator alături de noi. Și mulțumim domnului Gigi Roman, ansamblu Maramureș Plai cu Flori, care face orchestrația artistică. Mulțumim! Urmează micul Vlad. Mă dau ceasul. Șef. Cu mătru Vlad de la Lucăcești, cu două exemplare deosebite, scurt cu metre, scurt că te duc. Se pregătește Modior Zoltan. Modior Zoltan din Culciu Mic, cu Rita de 2 ani. Cu metri să trăiești 1000 de ani. Domnul Cișa. Da. Gheorghica, tu e al lui Modior? Al lui Zoltan. Magyar Zoltan. În lumea căruțașilor noi îi spunem uretilă. Zoli. Întoarce-te, Gheorghică, întoarce-te. Se pregătește nepotul Nicu de la Telința. Aplauze. Iapă. Iar fi cu două picioare, ar face 100 de milioane. Ai grijă. Să pregătește nepotul Nicu. Asta e ultimul. Cu mătru Nicu, cu un frumos exemplar polonez, care l-am adus eu personal din Polonia, de 4 ani. Ciocolată. Aplauze. Ai grijă, nu lăsa lung, că te duce. No. Urmează Dumitru Trif. Tot Dumitru Trif cu caleașcă, cu ponei. Intră în ring.
Săracii ponei, tătăzu, astăzi o plimbat. Bă, stai să dau și cu. Ia uite. Lasă numai ce copilul. Felicitări! Un căruțaș deosebit. Frâne, văd că ai frâne bune. Eu n-am nici pe vito așa frâne. Urmează Cosmin Boier, Ghila Mireșu Mare și Boier Marius, Darius. Cel mai frumos haos. Și încă unul tot pentru Boier Darius. Trebuie să scrii Boier Darius. Nu. Cosmin, numai doua are Cosmin și unul. Aici. Frumoasă pereche de mânși. Frumoasă caleașcă. Echipați regulamentar. Aplauze! Mai cu viață aplaudați! Unul dintre coorganizatorii acestui eveniment, domnul Opriș Ovidiu, tare slab aplaudă. Pe lângă că a venit la festival fără cai, iertat că e organizator și el. Pe mijlocul culoarului, așa. În ce nu l-a la pas. Dacă alegi, nu-l mai poți ține. Încet, încet. Cu mătru Cocoi, un exemplar deosebit, Stela, de 5 ani, frumoasă, bine întreținută. Premierea o face domnul vicepreședinte a Consiliului Județean. Stați aici. Cu mătru Cocoi. Domnul vicepreședinte, mâine alaltă a ieșit dumneata cu metri la greu. Și cu asta mai avem încă care vor să intre și nu i-o strecuți pe tabel. Am înțeles că mai sunt vreo 3 exemplare. Vă rog frumos, care vreți să mai intrați, ca să putem încheia concursul de frumusețe. O frumusețe normal. Diploma și cupa o preia domnul vicepreședinte a Consiliului Județean. Se omânează. Un armăsar deosebit, adus din Germania. Nu? Dai tu la șeful. Nici la primar nu-i mică. Plâng femeile după el. Mulțumesc la Kiwi. Mulțumim de prezentare și cu asta încheiem concursul de frumusețe.